Păi de ce? Pentru că stafful nu știe să ne cumpere ce ne dorim noi. Păi, dar până acum cum v-a cumpărat atâtea lucruri? Când mergea stafful și făcea cumpărături la băieți, tot timpul se depășea. Pentru că nu știam noi cum trebuia. Cum... Cumpărăturile nu ar trebui să mergem, nu neapărat să vorbim cu lumea, dar să ne le cumpărăm noi. Pot să zic și eu ceva? Te rog. Eu cred că nu a renunțat la asta pentru că nu ar ști ce mai are de făcut în casă. Adică, ai probleme, mă, pentru băiatul. Că la am observat că de la în casă, să vezi că am primit niște informații și l-a dat pe Alina la o parte, a început să dea noana și na. Probabil că nu se știe ce mai are de făcut. Deci de la informațiile din afară l-a dat pe Alin, acum începe să o dea pe Oana pentru că așa îi spune lumea. Da, undeva susținătorii lui credeau că Oana cu Laur, cu... Stai, pe rând, pe rând, stai puțin. Susținătorii lui Raimond credeau că Oana va complota cu Alin să-i facă lui ceva rău. Și din cauza asta el a început să-l amenințe pe Alin. Asta și-ați făcut-o. Nu a făcut-o. Nu, nu, când încercai să-l montezi pe Alin, nu asta lasă era? Montaje, lasă astea, că ar vrea Oana cu Alin să-ți facă ție nu știu ce cu la valiere. Nu, Oana, că nu încerca să-l montezi, așa cum a încercat de mult. Ei, dar eu știu despre ce vorbesc. Problema este alta, că tu nu ai fost cu noi de la începutul competiției să vezi cum veneau cumpărăturile. Asta și cred că 9 luni de zile noi am mers de 5-6 ori maxim. Iubita ta mergea în fiecare săptămână, oare de ce? De ce? Păi ce-a spus noi mai devreme? Că totul l-a pus pe... Ce? Eu n-am văzut niciun bilet de alături. Dă gărțile pe față. Dacă noi îi ascultam, noi nu vrea să avem niciun conflict cu tine. Noi nu vrea să deschidem. Hai, pe rând, vă rog. N-am cum să vă înțeleg. Asta e problema și de-aia poate s-au spălat unii dintre sfaturi, că noi nu prea le-am ascultat. Sfaturile. Păi și la mine la fel. Cum nu le-ați ascultat sfaturile? De ce sfat ascult că mie e spus să nu intru niciodată într-un conflict cu voi? Nu e adevărat. Bă, du-te mă de aici. De ceea ce simțim? Ai grijă că Oana va face nu știu ce cu Alin? Tu deja erai nervos. Am avut grijă sau am continuat să vorbim? Să nu intre în conflict cu voi. Și de asta... Toată lumea ne spune asta. Nu știi, tu nu știi cine spune lucrurile astea. Tu nu cunoști. Ce ziceai? Laur, ce ai ceva de bilețele? Da, primește bilețele și la mare când am fost, am văzut cum i-a dat Vanessa, i-a dat un bilețel chiar în fața mea. Nu, mi-a dat un pachet de țigări. Un pachet de țigări a fost atât. Mi-a dat Mike-mea 5 pachete de țigări și mi-a dat sora mea 2. Eu am văzut bilețel. Nu, au fost pachete de țigări. Deci nici tu n-ai primit niciun bilețel. Ai tu o problemă la mare n-am primit niciun bilețel. Nu la mare, la cumpărături. Nu. Ai văzut un bilețel? A primit și el, cum a primit și Andrei, cu care mai nou ați făcut bulion comun? Nu era nimic așa. Care nu știa Andrei pe acel bilețel, nu e nimic exagerat. Păi tu l-ai spus în gala, zici știu, că eu l-am adus. Știu, era ideea doar dacă a primit sau nu, atât am să verific dacă recunoști. Lasă, o să-l aducem și noi. O să-l aducem. Se transcrie. Lucru. E mult de scris. De atunci se scrie, de sâmbătă seara. Deci, acum zici că și Raimond a primit bilețel. O să... Ai mai găsit tu vreun bilețel vreodată? L-am mers cu noi la cumpărături, a văzut. Mai văzut să citești vreun bilețel în fața ta? Sau au venit susținătorii... Sau vrei să scrii și mie unul și să-l arăt mâine, domnul Mirela, ăsta l-am găsit la Raimond. Nu, noi eram acolo, dar în momentul în care Vanessa i-a pasat și spune hai măi, dă-l odată, ce ți-e frică așa? Și ți-a dat un bilet, după cum fine. Bă, biletule, vezi că mi-a dat țigări, ți-am și spus. Acum vrea să intre în conflict cine cu bilețelul. Nu e adevărat. Și trebuia să-mi dea, trebuia să-mi dea 3 pachete de țigări și era Cristi în spatele nostru din staff și n-a putut decât 2 să bine, deci okay. Tu spui că noi mințim. Și când au venit ai mei aici, mi-au lăsat un cartuș de țigări în baie. Poftim? Și le-ai fumat? Da, bineînțeles că le-am luat. Bine, las că le reținem din cumpărăturile viitoare. Deci un cartuș plus alea 2 de la mare. A fost în trecut, nu. Ce contează? Ați ieșit din emisiune, n-ați ieșit. Andrei, până la urmă. Până la urmă, era biletul era al tău, l-ai citit, l-ai avut, hai că acum oricum ești la momentul... Deci, oricum ar fi fost, chiar dacă aș fi avut biletul, chiar dacă nu l-aș fi avut, în acel bilet nu scria nimic din ceea ce nu știam sau nu știa lumea. Adevărat, dar l-ai avut, fiindcă ai zis că nici nu l-ai văzut. Nu, l-ai avut? Nu. Deci nu l-ai avut. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Și atunci, Laur, de unde l-are? Cred că din Bruj, la mine. Deci tu nu l-ai citit înainte? Păi cred că. Cum ți l-a citit el înainte? Cred că. Cum, ție ți s-a strecurat biletul în bluci și a văzut la... De unde știi că nu-i nimic așa pe bilet? Ai zis că oricum pe biletul ăla sunt mai lucruri. Păi tu ai citit. Păi tu ai citit. Păi am citit doar un lucru. Păi ai citit ceea ce ai vrut tu sau ceea ce ai crezut tu că... Am că dacă îl făceam, îl făceam să sune într-un fel așa, să fie... Nu sună deci, doamnelor și domnilor, înțelegeți unde s-a ajuns. Nu că nu are emisiunea asta un caracter interactiv și că dumneavoastră prin mesaje, flori, prin tot ceea ce faceți, sfaturi, nu le ridicați moral. Dar am ajuns deja să se spună de către ei
că le fac rău, mesaje, telefoane trucate, totul e să-i lucrăm la psihic. Și atunci de ce să le mai citim, de ce să le mai dăm? De ce? Noi am vrut să le facem bine, să nu se simtă abandonați aici într-un câmp, doamna, într-o emisiune de lungă durată. Dar se pare că se întoarce împotriva noastră dacă lăsăm prea mare interacțiunea cu publicul. Se pare că dumneavoastră ați înțeles greșit ce am spus eu. Ce? Este și normal ca noi astăzi să ne mai certăm din cauza unui mesaj sau din cauza a ceea ce vine de afară și mâine să fim din nou prieteni și după asta iar vine un mesaj, iar vine o prostie și te lucrează la subconștient și tu faci un lucru chiar dacă nu vrei să le faci. Tata, nu te-ai certat cu Laur din cauza unui mesaj sau din ceea ce a făcut el în casă, cu buionul, cu alea, cu alea? Ba da. Ce legătură au mesajele? Păi și mesajele și tot te influențează. Că ai zis că sunt făcute să vă facă la psihic. Așa sunt citite, păi sunt așa ai zis. Nu, sunt făcute. Mesajele nu sunt făcute de dumneavoastră, așa sunt trimise. Da, da, ai zis să vă facă la psihic. Păi să da, vă alegeți ce vi se păi pare, că vă face mai mult rău. Păi cei de afară, este și normal ca antifanii să-mi trimite un mesaj cu du-te întorc, cu du-te vino, ca să mă facă să mă gândesc de 5 ori și să acționez odată. Dar oricum prost. Asta cu nu luăm astăzi pentru Ana, nu de bine, deci pentru Ana nu, că vrem să-i facem cu cap. Asta e tare, n-am mai. Și voi credeți așa ceva? Cum de mai stați aici, în primul rând? Nu, ideea e că a fost o săptămână în care eu chiar ziceam fiecare zi oare primim și noi azi un telefon sau nu. Păi e unul pe emisiune. S-a întâmplat, și de ziua s-a întâmplat ca 4 zile la rând, nu spun mai mult sau mai puțin, spun exact care le-am știut. Să fie numai telefoane și la Rei și Tina. La Laura, două săptămâni n-am primit un telefon. Au zis că au fost supărească de ziua noastră. Două săptămâni noi n-am avut un telefon. Că au trimis 2000 de mesaje și vor face această săptămână grevă, nu vor mai trimite mesaje. E dreptul lor. Sigur că sunt revoltați, că nu pot să citesc mesaje decât câteva. Uite, alt motiv pentru care, dacă tot atât de nemulțumit sunteți, mai bine să asistăm de tot. Vedeți? Eu ce să fac? Ce să fac? Deci nu e bine. Nu e bine nici cum nu e bine. Susținătorii sunt nemulțumiți. Da, până la urmă, spus asta, da, emisiunea este datorită lor și dacă ei sunt nemulțumiți, noi vă spunem. Eu una... Deci, Oana, da. Noi până la urmă putem să luăm un telefon în direct sau nu? Ca da, să știu. Deci noi putem telefon, să luăm, să noi putem să știm ce va spune doamna X sau Y. Cum să facem? Că eu înțeleg că sunteți nemulțumiți. Deci staful ăsta e cel mai mare căpcăun. Sunteți foarte nemulțumiți, nimic nu e bine. Noi, în primul rând, nu suntem obligați să luăm telefoane în direct. Nici nu se prea întâmpla asta. La început nici nu prea erau mesaje. Acum s-a dezvoltat foarte tare treaba asta cu flori. Dar știți că noi nu suntem obligați să dăm flori. Adică dacă le primim, le putem returna. Pentru că nu suntem obligați să livrăm flori. Mie mi se pare doar că se fac prea multe strategii din afară și opositor pentru noi. Să păi și atunci toate. Cine le fac? Ce? Cine? Din păi afară și nu vă, dacă vă obosesc, dar... cine e nemulțumit? Că nu înțeleg. Ei sau voi? Și ei și noi. Ei păi pentru un lucru, noi pentru alt lucru. Hai să mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă între Laura și...